Dragi prieteni și iubiți credincioși, bine v-am regăsit! Eu sunt Diana Ștefănescu și revin în atenția voastră cu un nou material. Ce trebuie să știi atunci când îl visezi pe diavol? Coșmarurile sunt de la Satan? Diavolul este un simbol al răului, opus lui Dumnezeu, care simbolizează binele. Oamenii visează adesea la diavolul sub o formă sau alta. Aceste vise vă pot lăsa îngrozit pe tot parcursul zilei. Astfel de vise pot simboliza limitele tale, aspectele negative ale personalității tale, precum și limitările tale. Acestea ar putea indica faptul că au gânduri sau păreri negative despre ceva. Ele pot dezvălui un sentiment de vinovăție pentru ceva, de exemplu, din cauza unor gânduri sau acțiuni, și vă trimit un mesaj pentru a vă elibera de aceste sentimente. Acest vis ar putea simboliza de asemenea părți ale personalității tale de care nu ești conștient sau pe care le ignori sau le negi. Diavolul din visul tău ar putea fi un anunț al unui pericol care va apărea în curând în viața ta. Acest vis te-ar putea avertiza în legătură cu cineva în care nu poți avea încredere. Acest vis ar putea indica faptul că te judeci pe tine însuți din cauza a ceva. De asemenea, ar putea indica faptul că judecă pe altcineva sau că este superficial în emiterea unor opinii despre cineva sau ceva. Acest vis ar putea fi de asemenea un memento pentru a nu fi prea critic. În unele cazuri, visele cu diavolul pot indica faptul că ești controlat de o putere negativă prezentă în viața ta. Aceste vise pot indica de asemenea faptul că ești controlat de temeri, furie, devianță sau lăcomie. Diavolul într-un vis poate fi un semn de viclenie, înșelăciune, istețime, dar și de inteligență. De asemenea, ar putea indica faptul că te afli într-o situație negativă sau că trebuie să te confrunți cu cineva de care se pare că nu reușești să te descotorosești de el sau cu cineva care îți face rău în mod intenționat. Astfel de vise ar putea simboliza negativitatea care este prezentă în viața ta. Uneori visele cu diavolul pot indica faptul că te simți blestemat sau că cineva îți distruge fericirea. În unele cazuri, acest vis înseamnă că ai niște probleme mari sau o problemă care îți face viața un iad sau ar putea simboliza niște frici pe care le ai și care îți blochează viața pentru că sunt în viața ta de mult timp. Acest vis poate dezvălui de asemenea dorința sau nevoia ta de a-i răni pe alții și de a te bucura să faci asta. Poate indica faptul că vă simțiți bine să stricați fericirea cuiva. Visul cu diavolul. Un vis în care l-ați văzut pe diavol poate dezvălui unele temeri interioare pe care le aveți. Acesta poate indica faptul că este foarte suspicios sau agresiv uneori. Acest vis poate indica faptul că ești înconjurat de oameni în care nu poți avea încredere sau care ar putea să-ți facă rău în vreun fel. În unele cazuri, acest vis poate indica ceva rău prezent în viața ta pe care trebuie să-l rezolvi în curând. Acest vis poate indica faptul că ești genul care alege să se ocupe singur de problemele sale fără să ceară ajutor. Visul de a fi diavol. Dacă în visul tău erai diavolul, un astfel de vis ar putea indica incapacitatea ta de a rezista unor tentații. Aceasta ar putea indica faptul că sunteți implicat în activități ilegale care ar putea fi descoperite în curând și ați putea fi pedepsit pentru acestea. Visul de a fi posedat de diavol. Dacă ați fost posedat de diavol, un astfel de vis ar putea indica faptul că nu dețineți controlul asupra a ceva, că vă comportați prost sau că aveți gânduri negative. Uneori, un astfel de vis ar putea indica faptul că stresul din viața ta va dispărea în curând. Ar putea fi un semn că problemele financiare se vor termina în curând și că vă veți putea relaxa și nu vă veți mai face griji în privința banilor. Vă puteți aștepta ca cineva apropiat să vă ajute să rezolvați problemele financiare pe care le aveți. Visul cu diavolul în camera ta. Dacă ai visat că diavolul se află în camera ta, un astfel de vis ar putea indica necesitatea de a fi foarte atent când accepți prietenia cuiva și când permiți cuiva să devină o parte din viața ta. Este recomandabil să cunoști bine acea persoană înainte de a o lăsa să se apropie de tine. Visul cu diavolul deghizat.
Dacă ați văzut diavolul în vis, deghizat în altă persoană, un astfel de vis nu este un semn bun. Ar putea indica faptul că nu ești sincer cu tine însuți sau cu ceilalți în legătură cu ceva. În unele cazuri, acest vis indică faptul că cineva te minte sau se prezintă ca fiind altcineva. Să visezi că vorbești cu diavolul. Dacă ai vorbit cu diavolul în vis, un astfel de vis nu este un semn bun. Poate indica faptul că în curând, în fața unor tentații dăunătoare, nu veți putea rezista. Să visezi că te afli într-un loc necunoscut cu diavolul. Dacă ai visat că te afli cu diavolul într-un loc în care nu ai mai fost niciodată, un astfel de vis nu este de obicei un semn bun. Aceasta poate indica o boală în curând și este o idee bună să faceți un control medical. Visezi că l-ai ca prieten pe diavol. Dacă ai visat că diavolul este prietenul tău, un astfel de vis nu este un semn bun. Ar putea indica faptul că sunteți o persoană care se lasă ușor influențată de alții pentru a face lucruri pe care nu le aprobați sau pe care nu doriți să le faceți. De asemenea, ar putea indica faptul că aveți probleme cu moralitatea. Visul cu diavolul care te privește din întuneric. Dacă ai visat că diavolul se uită la tine din întuneric, un astfel de vis nu este un semn bun. De multe ori indică faptul că cineva apropiat plănuiește să te rănească în vreun fel. Visezi că diavolul îți zâmbește. Dacă ai visat că diavolul îți zâmbea, acesta este un semn bun, indicând adesea noroc. Visul cu diavolul care îți amenință familia. Dacă ai visat că diavolul era într-un fel o amenințare pentru familia ta, acest vis ar putea indica faptul că ești înțelegător cu unii membri ai familiei din cauza problemelor pe care le au. În unele cazuri, acest vis este o reacție instinctivă a subconștientului tău, simțind că familia ta este în pericol. Este înțelept să vă avertizați membrii familiei să aibă grijă de ei înșiși. Visul diavolului furios. Dacă ați visat un diavol furios, un astfel de vis poate fi un semn al problemelor și dificultăților cu care vă veți confrunta în curând. Visul de a fugi de diavol. Dacă ați visat că încercați să fugiți de diavol, un astfel de vis ar putea indica certuri și conflicte cu șefii dumneavoastră. Acest vis ar putea indica, de asemenea, că te implici într-o afacere litigioasă, iar acțiunile tale te-ar putea pune în pericol sau te-ai putea confrunta cu consecințe grave din cauza lor. Folosiți acest vis ca un memento pentru a evita să vă puneți în astfel de situații. Visul cu diavolul în calea ta. Dacă ai visat că diavolul îți stă cumva în cale, împiedicându-te să faci ceva ce vrei să faci, consideră acest vis un semn rău. Acest vis ar putea indica faptul că cineva sau ceva îți blochează mișcarea înainte. Poate că există cineva sau mai multe persoane în viața ta care fac tot posibilul pentru a-ți împiedica succesul. Visul de a te lupta cu diavolul. Dacă te-ai luptat cu diavolul într-un vis, un astfel de vis ar putea indica o luptă interioară care are loc în interiorul tău. Acest vis ar putea însemna o perioadă de emoții instabile și amenințări la adresa bunăstării tale fizice. În unele cazuri, acest vis indică pericol și amenințări din partea rivalilor și dușmanilor tăi care așteaptă doar un moment potrivit pentru a te înjunghia pe la spate sau pentru a te ruina. Cineva s-ar putea să se folosească de temerile tale împotriva ta. Uneori acest vis poate indica un succes în înfrângerea dușmanilor tăi. Visul de a ucide diavolul. Dacă ați visat că l-ați ucis pe diavol, un astfel de vis este un semn bun. Ar putea indica faptul că ești corect din punct de vedere moral și capabil să faci față negativității care te înconjoară. Probabil că aveți valori și principii puternice și sunteți gata să ajutați pe oricine are nevoie. Visul în care diavolul te ajută într-un fel. Dacă ai visat că diavolul te-a ajutat cu ceva semnificativ, un astfel de vis este de obicei un mesaj din partea subconștientului tău cu privire la personalitatea ta. Este posibil să aveți tendința de a crede că sunteți singurul care are întotdeauna dreptate și să refuzați să acceptați opiniile sau sfaturile altora. Să visezi că te duci în iad cu diavolul. Dacă ai visat că te duci în iad cu diavolul, un astfel de vis poate fi un semn bun. Aceasta ar putea indica faptul că situația dumneavoastră financiară se îmbunătățește sau că vă crește venitul.
De asemenea, ar putea indica o îmbunătățire a vieții tale amoroase. Visul cu diavolul îmbrăcat în negru. Dacă ai văzut în vis diavolul îmbrăcat în negru, un astfel de vis ar putea indica niște dificultăți cu care te vei confrunta în curând sau dificultățile și provocările cu care te confrunți în prezent. Acest vis ar putea fi un sfat pentru a căuta ajutor de la cineva de încredere pentru a depăși aceste probleme. Visul de a face un sacrificiu diavolului. Dacă în visul tău tu ai făcut un sacrificiu diavolului, un astfel de vis este adesea un semn rău. Ar putea însemna obținerea de bogății și lucruri materiale prin înșelăciune și alte căi necinstite. Acest vis vă amintește să fiți atenți, pentru că în curând s-ar putea să fiți prinși și pedepsiți pentru asta. Visul de a sluji diavolul. Dacă ați visat că îl slujați pe diavol, un astfel de vis ar putea indica faptul că sunteți o persoană care poate fi ușor influențată de ceilalți. Adesea poate indica faptul că este implicat în activitățile imorale sau chiar ilegale și că este predispus la diferite tentații. Diavolii spun lucruri care o să se întâmple peste o lună, peste două sau peste trei luni. Sunt draci care ghicesc viitorul. Dacă vei crede într-o vedenie falsă, apoi diavolul în vis te va învăța prorocii. Diavolii spun lucruri care o să se întâmple peste o lună, peste două sau peste trei. Sunt draci care ghicesc viitorul și tu spui, măi, sunt adevărate, păi ce-am visat eu săptămâna trecută s-a adeverit acum. Aceștia sunt draci vrăjitorești care știu viitorul, dar ai să-mi spui, părinte, dar în scriptură spune că a visat Iosif, a visat Daniil, a visat cu tare. Da, sunt și vise de la Dumnezeu, dar acestea sunt foarte rare în viața omului și nu le poate înțelege omul, dacă nu vine lângă el unul care are darul deslușirii duhurilor. Duhul este unul, cum spune marele apostol Pavel la 1 Corinteni 12, însă darurile sunt împărțite. Dacă marele proroc Daniel, bărbatul doririlor, nu înțelegea vedenile, auzi ce spune Scriptura. A dat ordin Dumnezeu arhanghelului Gavril zicând, Gavrile, fă-n somnul lui Daniel să înțeleagă vedenia. Le vedea și nu înțelegea, deci de aici să ținem minte că nu tot cel ce vede o vedenie sau un vis îl înțelege până nu are darul deslușirii. Ne vorbește Părintele Cleopa, volumul 3. Cel ce nu crede niciunui vis, înțelept și filozof este, iar cel ce se încrede acestora este asemenea cu cel care aleargă după umbra lui și se sârguiește să o prindă. Căci zice, bărbatul somnoros e născocitor de vise, căci somnul învățător de fantasme și nu de fapte este. Dar chiar dacă unele vise se adeveresc, nu trebuie să ne mirăm, fiindcă până acum cele mai multe sunt închipuiri și de la demoni. În timp ce trupul se liniștește în somn pentru propria susținere și simțurile amorțesc, demonii imprimă mintea cum vor, cu închipuiri. Mulți dintre sfinți, având vise de la Dumnezeu, au cunoscut, dar unora le arată și îngerul pozitor. Adeseori și sufletul, ca fiind mai subțire, a prevestit în vis viitorul. Dar fiindcă pe măsură ce înaintează pe cale, obiceiul de a crede acestor vise este pus pe seama demonicei înșelări. Suntem învățați de dumnezeiasca scriptură să nu credem niciunui vis. Dar chiar dacă vreodată poate Dumnezeu ne arată și noi nu credem, nu vom fi pentru aceasta osândiți, fiindcă Dumnezeu știe că, vrând să fim în siguranță, refuzăm să ascultăm ca să nu cădem în batjocoră ceea ce mulți au pătimit. Căci un monah oarecare din muntele Sinai, arătând multă înfrânare și nevoință și fiind dezăvorât în chilie de mai mulți ani, fiind batjocorit mai pe urmă de descoperiri demonice și vise, s-a abătut spre iudaism și arătându-i lui adeseori vrășmașul vise adevărate și prin ele amăgindu-l pe nenorocit, îi arată lui după aceea tot poporul apostolilor și mucenicilor și cuvioșilor și simplu al tuturor creștinilor întunecat și înnegurat și plin de toată rușina. Și dimpotrivă pe Moise și pe proroci și pe poporul iudeilor, celor urâtori de Dumnezeu, strălucit cu strălucită lumină și petrecând în bucurie și veselie.
Acestea, văzându-le întunecatul și nenorocitul și neputând să deosebească înșelătoarea vedenie, ci purtat fiind de înșelare diavolească, ridicându-se îndată și părăsind Sfântul Munte, vine Iuda în Palestina, la sinagoga iudeilor și explicându-le lor vedenile diavolești, arătate lui ca fiind chipurile dumnezeiești, îndată a fost tăiat împrejur și și-a luat femeie. A început să dogmatisească împotriva creștinilor ca împotriva unor rătăciți, neisprăvitul, și să întărească religia iudeilor. Iar iudeii, cei fără de lege, fericindu-l, îl numeau al doilea Avraam. Și era a vedea, jalnică priveliște și vrednică de lacrimi, un bărbat tot încărunțit, îmbătrânit în nevoință și osteneli, batjocorit în chip necuvios de femeie, atingându-se de cărnuri spurcate pe Hristos culindu-l, vai, fără rușine, cel căruia mai înainte i se închina ca unui Dumnezeu și întinând Sfântul Botez. Pe acesta văzându-l așa, zice cel ce a scris acestea, eu și cu unii monahi, într-o asemenea urăciune și batjocora vrășmașului, mult ne-am tânguit. Dar nu, după mult timp, l-a cuprins pe el o nenorocire de la Dumnezeu, căci curgându-i cărnurile de la multă putreziciune și duhoare, încât și viermii colcăiau din el, astfel sufletul și-a dat cu silă. Pe bună dreptate, zicea Domnul, privegheați, Matei 24:42, și cel ce zice să nu fericești pe om mai înainte de sfârșitul lui, înțelepciunea lui Iisus Sirah 11:28, din pricina nesiguranței sfârșitului, căci nu știm ce va naște ziua următoare, pildele lui Solomon 3:28. Să luăm aminte așadar, priveghind și să nu primim să facem fără folos jumătate din viață prin somnul mult în care se află toată nesimțirea și amorțirea, căci somnul este chip al morții. Întreabă așadar pe cineva dintre cei prezenți despre cel adormit și care sforăie. Trăiește acesta sau a murit? Dacă îți zice că trăiește, spune către el, și cum de nu simte? Iar dacă îți zice că a murit, răspunde-i lui. Cum de răsuflă? Fără suflare este mortul. Prin urmare, nici nu trăiește, nici nu a murit. De aceea, scuturându-ne de somnul cel greu, vecin cu moartea, să priveghem, să nu cădem în ispită, fiindcă nelegiuiții umblă pretutindeni împrejurul nostru și noi trecem prin mijlocul a multe curse, neștiind rezultatul, căci firea noastră este schimbătoare și ușor lunecă spre păcat. Cuviosul teognost, tezaurul. Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Sunt foarte bucuroasă că sunteți prezenți pe acest canal în număr atât de mare și asta mă determină să vă ofer în continuare materiale la fel de interesante. Până data viitoare, vă doresc numai bine!